Salutare tuturor și am găsit, fraților, la un nou video. De această dată vă prezint locul meu pe Fortnite pentru că am văzut că e la modă și am zis de ce să nu fac și eu. Și da, țin să menționez că n-am de gând să spun sezoanele skin-urilor pentru că o să mă încurc, eventual o să spun de unde le am sau, nu știu, chestii de genul. Hai să începem cu skin-urile. Deci avem Aim, este un skin luat de la cele 7 weekly challenge-uri. Nu stai, ba da, Calamity, Carbide, Dark Voyager, Dire, l-am full, toate skin-urile le-am full până acum, în afară de Lynx și de skin-ul de la Tyre 100 și de Moș Crăciun, mă rog, cele din sezonul ăsta. Deci Calamity, ups, Calamity full, Carbide full, Dire full, Drift full, Enforcer tot așa de la cele 7 week-uri. Ăsta e de la Twitch Prime. Ăsta l-am cumpărat eu de pe shop mai de mult. Am fost live când l-am cumpărat. Ăsta e skinul din sezonul 7 pe care mai am puțin și-l termin. Magnus l-am cumpărat acum ceva timp. Omega e Tier 100 din sezonul 4 full. Omen l-am cumpărat. Ragnarok l-am full. Parcă e sezonul 5. Da? Red Knight l-am cumpărat de pe shop. Ăsta l-am luat de la Save the World. Ăsta e skin din sezonul 3, Tier 100. The Visitor e din sezonul 4 și are și niște changeable styles aici. Mi-a intrat general un lobby, nu băgați în seamă. Stai așa să-i zic. Bă, stai puțin că filmezi ceva. Revin imediat. Așa. Unde am rămas? Bă, vreau muzica, mișto. Bă, mi-a pus-o pe asta. Anyway, unde am rămas? La have, că am zis. Ok, asta. E din sezonul 4. Nu-mi place melodia asta, fac. Stai că o schimb. Nu, asta. Asta, așa. Până filmez, după aia o scot. Bun. Asta. Bă, da, mai intră mulți în party. Ăsta e din Save the World. Zenitsu e din sezonul 7, acum. Ăsta e skin din Battle Pass sezonul 4, cred. Nu, 5, 5, sezonul 5. Ăsta e de la PlayStation. DJ Yonder e skin din Battle Pass. Ăsta e skin din Battle Pass. Sezonul 3 Elite Agent. E un skin foarte mișto, dar nu am mai jucat cu el, nu știu de ce. Fable e din sezonul 6. Galaxy skin l-am de la gen de la telefon, e bundle-ul de Galaxy skin. Giddyup e din ăsta din Battle Pass, Huntress-ul la fel. Ăsta e skin din sezonul 3 de Battle Pass, la fel și ăsta. Ăsta iar și Battle Pass. Battle Pass. Ăsta e din ăla de pe shop, gen promoții de 5 dolari. Battle Pass. Skinul ăsta l-am de la PlayStation. Ăsta e skin din sezonul 3 de Battle Pass. Ăsta e sezonul actual Battle Pass. Ăsta încă nu l-am full. Trebuie să mai fac încă două daily-uri. Sculptroper-ul, care nu este cel OG, cum te puteți vedea, e cel normal. Stai ce? Sledgehammer, așa. Squad Leader, asta mi se pare că e sezonul 3. Sau 4. 3, 3. Subcommander e de la Twitch. Ăsta e un pack de 5 dolari. Ăsta e din gen din Battle Pass. La fel și ăsta. Ăsta e iarăși un skin din cum se cheamă, de 5 dolari. Ăsta e Twitch Prime. Ăsta are și skin de 5 dolari. Ăsta e Battle Pass. Ăsta e un skin de la PlayStation. Nogops și ăstea sunt de pe shop. Ăsta cu stea cum îl cheamă. Da. Las așa. Ca backpack-uri. Am așa, ăsta care e de la Havoc. Ăsta e de la Omen. Ăsta e de la Dark Voyager. De la Aim. De la Viking, am uitat cum îl cheamă, Magnus sau ceva genul. Asta e capa lui Ragnarok. Aripile lui Love Ranger. Sunt prost rău. Ăsta e de la The Visitor. Ăsta parcă e de la Save the World. Red Knight, Save the World, de la Enforcer, de
de la Dyer, de la tip astronaut din sezonul 3, PlayStation, skinul de 5 euro Wingman, parcă se cheamă. Ăsta e Battle Pass, becul de 5 euro, Battle Pass de la Galaxy, gen de la telefon. Ăsta e de la Skull Trooper. Battle Pass. Asta e din sezonul 3, la final, cred, sau pe acolo, pe la mijloc, nu mai știu. Battle Pass de la Ace, pe cu de 5 euro. Tot de, nu, ăsta e de la alt skin, dar e pe cu de 5 euro. Ăsta e de la Twitch Prime. Sau ăsta e de la Twitch Prime? Nu, ăsta e de la Twitch Prime. Battle Pass. Aniversarea de un an a Fortnite-ului. De la niște challenge-uri. Sezonul 3. Nu mai știu ce sezon, dar e Battle Pass ăsta. Și ăsta e Battle Pass. Și asta e de la challenge-urile de Crăciun. Bun. Ăsta l-am de la PlayStation. What? Mi-a mutat o scenă mai încolo fără să vreau. O secundă, vă rog. Gata, mi-am pus-o la loc. Dar nu știu ce am mutat. Mă rog, Typestream-ul, cred. Ăsta l-am de la PlayStation. Sezonul 3. Sezonul 4. Omen. De la Ragnarok. Ăsta e pickaxe-ul Omega. Așa, Ragnarok. Pickaxe-ul Calamity. Pickaxe-ul Drift. Ăsta e de la Lynx. Ăsta e de la Galaxy Bundle. Ăsta l-am cumpărat de pe shop. E mișto, îmi place mult. Ăsta e de la sezonul 3. Ăsta e din sezonul actual. Balon e de la tipa Salva Market sau nu știu de la ce, mă rog. E din Battle Pass. Ăsta l-am cumpărat ca să țină loc coasei. Ăsta e VX-ul Red Knight al doilea. Ăsta am luat de la niște challenge-uri. Ăsta e pickaxe-ul vikingului. Asta e de la Battle Pass. Ăsta e iarăși e Battle Pass. Ăsta e Twitch Prime. Ăsta e Battle Pass. Battle Pass cumpărat. Battle Pass cumpărat. Ăsta e Battle Pass sezonul 3. Battle Pass cumpărat. Cumpărat. Twitch Prime și cumpărat. Și astea la default. Hai să pun și eu astea la loc. Cum le aveam, că a început să-mi plac chiar să mă joc cu Red Knight-ul și cu astea și chestii. Bun. Ăsta e Conquest. E glider de la Battle Pass. Ăsta e de la Fortnite Mares challenge-uri. Ăsta e de la Galaxy Bundle. Ăsta e Season 3 challenge-urile speciale când faci Tier 100. Ăsta e din sezonul 4. Ăsta e de la Twitch Prime. Ăsta e iarăși din Battle Pass. Ăsta e din Battle Pass. Ăsta e din Battle Pass. Ăsta e de la, să zic, de la PlayStation. Ăsta e din Battle Pass. Ăsta e de la PlayStation. Ăsta e din Battle Pass. Ăsta e din Battle Pass sezonul 3. Sugar, ăsta e din Battle Pass. Battle Pass. Bă, ăsta e mișto, deși nu mă joc cu el. Mă rog. Umbrella din sezonul 5 pentru win. Astea două sunt de la Founder, de la Save the World. Ăsta e gliderul default. Ăsta e din sezonul 3. Sezonul actual. Asta. Asta e din sezonul 2. Asta e umbrela de la win. Ți-o dă odată când faci primul tău win și umbrela de la sezonul respectiv. Asta e din sezonul 6 și asta e din sezonul 4. Bun, hai să trecem și la contrariu repede. Ăsta e All-Star, mi se pare că e din sezonul 3 și îl folosesc cu Galaxy ăla, Bundle. Ăsta e de la PlayStation, Battle Pass.
E de la, ăsta e de la skin-ul de, nu, de la challenge-urile pentru atunci când s-a făcut cu hoții, nu mai știu cum se cheamă. Battle Pass, 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 Battle Pass și ăsta este unul de la Fortnite Mers. Cât la emoturi, ăla am pe ăsta cumpărat. Mai am emoturile din sezonul 3, Boogie Down. Iar am emoturile din toate sezoanele, în afară de 2, am câteva de acolo. Mai am Freestyling. Ce mai am? Am Hotmart. Vă arăt cele în afară de Battle Pass, că na. Ia cei moturi pe aici mai am. Ăsta nu, nici ăsta. Ăsta e cumpărat. Haul-ul l-am primit cadou de la generalul. Gambleation-ul l-am cumpărat. Red card l-am cumpărat. Ăsta nu, respect nu. Ăsta e din sezonul 2 și ăsta la fel. Și așa gen din sezonul 2, nu știu ce mai am ăsta, ăsta. Anyway. Băieți, cam acesta este locker-ul meu. La iconițele am pe astea de Founders, la Battle Royale am pe astea. Hai să le și verificăm aici că arată acolo urât și mă enervează. Bun. Ok, și la special am pe de Fortnite. La muzicuțe sunt prost rău că le avem pe astea. Iar la loading screen-uri le avem pe toate. Bun, mă băieți, cam ăsta este locker-ul meu pe Fortnite și urmează să mai fac chestii cu el, gen să-l mai umplu, să zic, să-l mai... Habar nu am, nu știu, nu-mi găsesc acum cuvântul. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și să lăsați un comentariu cu, bă, mai vreau tipul acela de videoclip, adică, nu știu, îmi scrieți voi acolo ce videoclip vreți. Salut! Iese blană, drept pe reală, bubuie în cască, hateri, căpuță mică, ce-i băți? Te-a lăsat mască, ai văzut că merge bine și că dau sute de rime. După toate astea, oagăre, încerc să faci mai bine. Și-a depășat ca un calaș.